Iată că am revenit, o avem alături de noi și pe Alexandra, după cum puteți vedea. Bună. Da, sunt cu voi! Și pe Roxana, de fapt. Bună dimineața! Bună dimineața, Roxana! E o premieră, uitați că am microfon. Și se pare că e o variantă mai bună, adică așa sper, că nu mai trebuie să-mi aranjez părul, să nu cadă pe la valieră. Am înțeles, deci ce mai important, mai interesant cu microfon. Da, uite că da. Ești mai comod. Atunci te lăsăm să stai cu noi mai mult timp, ca să te bucuri de microfon. Aș putea să concrez și eu la vedeta din vecin, că mai simt ca o vedetă, simt că ar trebui să cânt ceva acum. Ar fi interesant dacă ai putea să cânti ceva. Da, este adevărat. Și totuși, tu ai venit să ne dai toate informațiile despre ce urmează să se întâmple zilele astea în Sibiu și eu sunt foarte curioasă să văd unde mă mai trimiți, că până acum m-ai trimis în toate locurile frumoase. Da, din păcate am primit ceva vești proaste mai devreme, apropo de vreme, spuneai că o să fie ceva mai rece, mai ales că foarte multe evenimente din nou se întâmplă în exterior, în aer liber. Spre exemplu, se va desfășura o caravană a filmului. Unde anume? În Piața Mică, caravana Metropolis se numește, organizată de Asociația Metropolis. Și vom vedea câte un film cu intrare liberă în Piața Mică de marți până duminică, în fiecare seară. Am înțeles că sunt filme mari, ecranizări mari. Da, din ce am văzut, așa, și filme care au fost nominalizate la Oscar, la Cannes, la Veneția, deci sunt nume mari și cât un film pe seară, cred că fică foarte bine, așa. Deci de marți, liber. 16 iulie până duminică. Până duminică, 21 iulie. Începând cu ce oră? Începând cu ora 21:30. Deci avem parte de film în continuare. În continuare, se pare că a pus stăpânire pe Sibiu, așa, ne cam place să mergem la film. Să mergem la film, să avem tot felul de activități. Nu știu dacă ați văzut cu toții, dar săptămâna trecută, vineri, cred, Dani de la Neața cu Răzvan și Dani ne lăuda pentru că Sibiul este plin, este activ, continuu, pentru că publicul încă mai are energie să meargă la toate aceste evenimente care se întâmplă în Sibiu. Și este adevărat, pentru că festival după festival, iată că trece vara, nici nu mai simțim. Da, așa e și uite că nu toată lumea a intrat în concediu și pleacă în afara Sibiului și atunci dacă toți suntem aici, de ce să nu facem lucruri? Până la urmă noi ne bucurăm și de ele. Și să aducem turiști la Sibiu și să le dăm posibilitatea să facă lucruri interesante, nu? Exact. Alte evenimente, vorbeai de energie, ne trebuie energie pentru a participa la alte evenimente, nu știu, sunt și alte evenimente în aer liber? Spre exemplu, foarte multă energie ne va trebui pentru un turneu de basket care va avea loc în weekend, adică, de fapt, din 19 până în 21, se numește Sibiu Street Ball, se află la 5-a ediție, va avea loc în piața teatrului, în parcarea teatrului, mai bine zis, și e la fel un eveniment la care vom putea lua parte ca și spectatori. S-au înscris deja multe echipe de mai multe categorii de vârste și e o competiție 3-3, din câte am înțeles. Pentru cei care cunosc sportul și îl iubesc, cu siguranță că vor fi acolo. La Sibiu este destul de iubit acest sport, ne bucură acest lucru și ne bucurăm că avem și o competiție. Da, am avut ceva, am cochetat la un moment dat și cu acest sport. Cu ce n-ai cochetat tu, Alex, ca să zicem? Cu tine. Oh, uite cu ce nu a cochetat, sau mai degrabă cu cine? Cu tine. Bun, trecând peste moment, vreau să ne spui, dacă mai avem parte, nu știu, de alte evenimente, fashion, că deja ne-am obișnuit cu fashion-ul în Sibiu, sau de ce nu din altă categorie de evenimente? Da, dacă pe Alex îl trimitem la acest turneu de basket, Alexandra, tu și cu mine, putem să mergem la un concert în Piața Mare, vineri, 19 iulie, la Cenușa Timpului. Care e un eveniment care, de fapt, e o colaborare între Teatrul de Balet, Sibiu, și o formație de rock. Deci bine cunoscută, Riff. Un spectacol, muzică cu teatru, da, sau? Da, un spectacol, nu teatru, ci dans contemporan cu muzică rock, pe acorduri de muzică rock. Extraordinar, este un eveniment cu care Antena 1 Sibiu este partener, bineînțeles, și care mi se pare destul de interesant, mai ales cred că o să atragă tinerii în mod special. Nu? Da, pentru că până la urmă e curajos din punctul ăsta de vedere, muzică rock și dans, și cu siguranță va atrage și tineri.
Se pare că avem coreografia semnată de Doina Botiș, muzica de Florin Grigoraș, așadar o echipă care lucrează și care au creat un eveniment deosebit. Atunci da. Am să cochetez și eu cu voi și am să vin și eu la spectacol. Da, Cenușa Timpului se numește, Alex, încă o dată, să nu uiți, în Piața Mare. Roxana, îți mulțumim că ești alături de noi. Dacă ne mai ai alte informații despre evenimente să ne dai, te ascultăm cu drag. Da, bine, asta e așa o mică paranteză, pentru că e de fapt ceva ce se va desfășura pe o perioadă mai lungă de timp. Până în august puteți să vedeți, au venit din nou calfele călătoare la, la noi în Sibiu. Și puteți să vedeți tot felul de demonstrații, de meșteșuguri și puteți să-i vedeți acolo pe băieți la treabă, la Casa Calfelor și nu numai. Și să învățați de la ei, poate să, să discutați cu ei. Deci trebuie să dăm o tură pe strada cetății zilele viitoare, da, că avem ce vedea. Mulțumim foarte mult, Roxana. Mulțumesc și eu. Te așteptăm și săptămâna viitoare, asta înainte de vacanță, să ne aduci informații pentru săptămâna viitoare și, de ce nu, pentru toată vacanța. Și putem să facem o petrecere de încheiere, așa. Bineînțeles. Facem sugestii. O zi bună, mulțumim.